Ia ce frumos trage asta. Ce frumos trage la puț. Ia, dă pâine asta mai așa. A greșit. N-a mai tras ea. I-am pus varnish nou. Ia. Vedem ce aduce marfa. Ia, ia, a adus un oblete frumos. Bravo. Bravo, marfa. Și mai am una la vreo. De o prăjeală. Am plecat aici să bag montura. Este ora 5 fără 20, fără un sfert. Seara, data de 24 aprilie 2017. Am de adunit să vă drup. Tot aventurul a pescuit aici. Nu mai putem să plecăm acasă, zice soția, să mergem mai departe. Să vii mai devreme, să zice soția, să vii mai devreme să mergem pe la Pitești. Eu mă apucai de pescuit târziu. Să mai enerve. Vezi că femeia trebuie să fie liberă de lege, drept. La femeie? Păi n-am mâine toată ziua liberă. Ah, ce l-am ratat pe ăsta. Acolo e lucrarea. Că stai de la mâncare imediat de la... Nu mai întreabă că mi-am luat servicii. Mănânci numai de alea. Nu mai mă taie, că mi-a luat servici acum. Așa că fii atent. Atenție unde... Când aveam servici, da, trebuie să faci pe dreacu în patru. Dar când am servici, acum nu mă întreb. Asta o la pește cât vreau eu. Adică până mă la muncă. Ia uite, mă. Ah, și-am ratat-o și pe asta. Stau la muncă... Stau la pește până mă duc la muncă. Păi când o ieși și o începe scrubia, eu ies dimineața și am plecat la... La Dunăre, ce crezi? Aoleu, ce trage acum pe seară, ne-a pupit, că știi cum trage? Trage a moarte, e electric, ne-a pupit. Hai că mă duc și o bag și pe aia la curte. Păi da, e 5 fără un sfert, da. Acum trage lumea. Oamenii își fac planuri să mai pleci și acasă. Mai ne luăm, Olec. Da, zic, parcă aveam adâncimea mai mare, mă. Mai e multă lume aici. Adâncimea mai mare, iată. Întregem ei babuștele mai electrice. Dă-o mai adâncă puțin. Și să dau și pe aia. După aia la vârf mai sus puțin, că e... Lua băiatul ăla la un metru, lua... obleți. Hai că e bine așa. Uităm mai pe adâncă. Eu am observat că obletele e așa mai... Încearcă și fuge, îl sparge și fuge. Dar babușca e mai lav, cum e șală, udite cu totul. La grămadă. Da. Pescuiesc prin zona... Zona babuștii mai jos, 2 metri. Hai că e bun și polarul ăsta, ca... Ia uite ce trage la vâr, la aia, doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor. Ce trage amuna la vâr. Ca în sătuța. Ora, mă, ora, ce ne ora?
E ora când se ia babușca mare. Băi, bună și una. La vârf așa. Bună și una, înghițit cu totul momela asta. Bag una aici și una la plută și una la vârf. Da, uite ce trage și alea la plută. Să-i mai bag zierme, ca înghițitul ăsta vrut. A, mi-a rupt zierme. Trebuie să mă duc să-i bag zierme la asta. Imediat. Băgăm un viermișor. Avem aici viermișor. Căci îl bag pe asta la vârf. De ce unul? Alb. Unul alb. Deci vă abonați la Ivan Gabriel și vedeți numai filme frumoase. Ia să vedem. Bă, lasă, bă, manevra acolo. Manșetă-te, ia. Să vedem, bă, ce manul ăsta filme de la mare. Nu mai sus puțin. Așa. Și încă o manevră. Așa, nu așa, n-am stabilit noi așa de la începutul creației pe pământ. Ia. Ia, stai. Nu, așa, stai drept. Așa de. Văd eu care e manevra, mă duc la plutile alea. Merge bine, să vede. Hai, păpică, ce zice mă, tata? Înseamnă că merge bine de zâmbești. Nici n-am apucat să mănânc colțul ăsta de pâine. Că mereu, mereu se întâmplă câte ceva. Ia să treabă și așa. Ce o fi, o fi. Băi, dar am tras degeaba, uite, unul la subt. Să dau apa mai mică. Unul la subt. Suntem pe filmare aici, nu mă neșcu. Pleacă lumea când trage pește. Uite, ăsta zici că i-a aruncat brânză aici, vezi? Până de. Măi, dacă nu mănâncă ei, se mănânc eu. Ia, ia, să vezi, ia cuși. Drăcia s-a apucat de... Drăcia s-a apucat de... Aha, aha. Ai popit că îi dai din prima, bă, cum te-am învățat eu. Ia uite aici, marfă. Uite, bă, marfă, ne-ai popit că te uiți lung, cam lung te uiți. Ora, ora, dracu, n-ai spus. E ora când îți fie o staica cu mănâncă alea mari. Alea mari de bun. Mie îmi spunea, am experiență 25 de ani și mi-e spune că pleacă la... Acum începe Cleanu să mănânce. E ca să vadă filmele, să se uite. Și vede cât se ia alea mari, că zice că azi n-am mâncat băbuștile mari. Păi nici n-are cum să mănânce. Vai de mine, la așa babușcă de nu pot să-i scot cârlicul, am înghițit cu totul, cu totul. Păi sunteți ecologii sau ce? Da, domne, sunt ecologii. Sunt cu PSD-ul. Aia da, dar restul se aprobă. Vai de mine. Păi nu vedeți că s-a încurcat ăștia în legi? De ce că sunt mici alea, nu sunt bune? Fac ciorbă, domne, din ele. Uite, mă duc la judecător să-l întreb dacă e bune sau nu e bune. Păi nu-l las eu, domne, să-l trăiască? Ca să-l fure aia cu plasa după aia. Bă, e bună politica asta, mie îmi place de mata. Ești petedist? Sau ce ești? Să-l las să crească, să ai băiață ce să fure. Lasă să mănânc eu cu poliția română. E șmecheria asta. Eu ți-am zis că mă fac prim-ministru, îți dai eu legi după aia, nu? Vreau să crească că mâncă ștuca. Domne, la un centimetru, dacă îl iau. Mă la judecător să spui, care e treaba judecătorule? Îl iei, îl iau. Care e treaba? Promovez supraviețuirea de România. Da, aha, de-aia nu mai putea România, că mâncam eu un pește la 2 centimetri.
nu mai putea Băsescu la Nana, că nu mai creștea lui Sturionul de 300 de chile. Lasă-i, bă. Ăștia e cu legile lor, noi cu legile noastre. Să mai facem și noi legi, numai aia. Păi când mi-o pune semnul 666, înțelegi că ies din sistem? Și atunci îmi fac un arciu și săgeată, încă de găsesc că prioara paca am jupuit-o și am mâncat-o. Stau după ei, că e legea bună. Fac eu lege, stau alea ca să vezi. Când a venit dracu cu semnul. Păi pe aproape, la american l-a pus. Eu nu sunt de acord, nu mă interesează, bă, semnul vostru. Și dacă nu, să mă duc la pușcărie, că trebuie să-mi dea mâncare gratuită. Și acolo meditez, îmi fac o baltă mică, prind, mă facă prin pește. Înțeleg? Deci o să am o viață frumoasă, așa că... Este la trește cu noi. La pușcărie? Păi cum să nu facă baltă? Păi stau în pușcărie, omor gardianul dacă nu face baltă. Domne, nu mai lipsește ceva, mi-am luat ăștia, cred. Fără. Trebuie să ne bucurăm de viață. E popică? Pe organismul nostru are lipsă de fosfor. Ce știe Băsescu? Ia uite-l, bă, mă! Cum alergă din asta? Bă! Asta. Salut, Jeane! Ceasul mare, bă! Ala copcă, bă! Nunta, bă! Ăla e cu nunta, bă, sau cu mort? Cu nunta! Bă, la nuntă și la mort să-ți claxonează. Da! Bagă tare, nepopică, că sfârie mămăligă acum! Cea mai tare fază a fost cu polițiștii când m-a prins pe prohibiție, că dinea la pește. Știi că nu mai aveam nicio soluție și zici ce face, ai 5 obleți. Păi ia și eu să mănâncă, dar ce mânca. Aveți permis sau am cum să nu m-am permis. Dar obleții tot eu, că n-am ce să mănânc, ți-am spus direct. Hai domnule, dacă vă zic că n-am, drept că e frigiderul gol. Nu, a fost la mică înțelegere, a zis, ai, nu vreți să o lăsăm așa, așa o lăsăm, dar obleții iau. Tu ai cu depusul, până depune ăștia mor de foame. Mor de foame? Mor de foame. Mă pui cu foamea? Te dea păpică, ne pune cu foamea? Foamea e cea mai dracu, te pui cu foame. Poți să-mi dai 1000 de lei dacă nu mi-ai dat să mănânc. Mă fac terorist. Mă duc la aia, că aia îmi dă de mâncare. Dacă spui că îți dă de mâncare aia. Nu ai treabă, mă. Auzi, câți iepuri am văzut la mine la servici, câte vulti. Mă apuc de vânătoare, să știi. Pescuitul în România nu prea mai e recomandat acum. Nu, frate, da. Bă, eu, sincer, nici pe zona pescuitului nu sunt legi bune. Auzi, stai să zic o treabă. Cu parașuta nu sunt de acord. După iepuri, da. Cu parașuta nu sunt de acord, înțelegi? Bă, ne distruge mediul. Dar dacă un pescar vrea să prinde 50 de kg într-o zi, de ce nu-l lași, bă? Dă-i lege să prinde 50 de kg. Să fim oameni liberi. Și el plătește 7 milioane permisul pe an. Ăla care ia 50 de kg, știi? Înțelegi? Și lasă 50 de kg. Dacă are el plăcerele. E nepopică? Păi n-ai acum, dar dacă îți dai o lege, ai. N-auzi că ajung prim-ministru. Anul ăsta mă bag pe felie, vreau să ajung prim-ministru României. Ce mai cu atâtea legi care n-au niciun efect? Vă dai o lege, dacă nu treci aici ca în rai, înțelegi? La mașini,
toată ziua să mă uit la bord, să nu trec de 60, să nu trec de 50, să nu trec dracu, eu dau peste aia cu copilul să o mor, să mă uit la bord, ireal bordul al dracu de acolo nu scot de tot. Fără bord, mă. Fără bord, nu mai e. Mergi cât vrei, tata, 100, tu și cu două, cât vrei tale, ce? Fă-ți treaba, meseria, unde trebuie. Astea sunt legi. Să stea polițistul după colț, pe ce, bă, suntem haiduci, drept? Haiduci ăia după... Ia, bă, picăi! Să marchează! Hagi! Înțeleg? Ești altă. Mie mi-a plăcut pescuit întotdeauna. Așa am fost creat de extraterestri și setat ca să fiu la pescăria. Ăsta îl prindem cu... Are limita, domnul ăsta. Are la limite. A depășit viteza asta. Păi ăsta se reține, a depășit viteza. Ăsta mi-a omorât vermitre, luat la judecată, că n-ai ce să mai faci cu ăștia. Și fii atent, păpică, că dacă i-ai rupt ceva la ringilii, la ringilii lui, da, n-ai cum să mai dai în apă, mă. Să moare el în apă, mai bine moare pe uscat. Băi, dar ce arătăm în OZN-ul? Da. Că ăla ne presează la noapte. La ce... La ce trage? Unde tot? Da, mai jos, uite. Ia adâncimea după mea. Cam cât? Aha, aha. Ei, ulea, că mai jos. Și dai cu... întindere, ca lumea, te întinzi... Dacă nu merge acolo, bagă-te în aia, electric. O, cam... Am luat. Nu, e... adâncimea ăla. Da. Noi mai descântăm, domnule Gune? Dai cu domnul ajută. De cu aiazmă, cu ceva. Ai venit să furi secretele de aici? Da, da. Te-am citit? Îl lăsăm, că e prietenul nostru. Tu nu ești cu aiazmă, mă, că nu ești. Nu, eu nu sunt cu aiazmă. Eu sunt cu alte lumini acum, mă vreau. Mă duc înapoi la aiazmă. Soacră mea e, că dacă nu ai respectat legea, ai dat-o în bară. Pomenelicu. Sărbătorile cu ani, cu micul alea zi. Eu vreau să o corup să vină în echipa mea, dar nu prea pot să o corup. Serios? Vreau să o corup să o aduc la mine. Nu pot să o conving, bă, frate, bă. E hotărâtă pe credința ei. Păi mi-a zis odată, bă, zice, dacă tu mori... Zice, dacă tu mori, unde-i îngroapă? Păi am zis, bă, dacă mor eu, eu mă uit la trup. Ce mă interesează unde-i îngroapă trupul? Ai priceput, socro? E, nu e așa. Dacă spui eu că așa e. Și mă atacă noi muri, te uiți la trup. Ăsta care nu prea ți-a plăcut că a fost plin de diabet. O să-l vezi cum te aruncă acolo în coșciu. La garsonieră. Dar mata nu mai treabă cu chestii de-astea. Ai zburat deja. O mare nedumerire de când studiez eu Marele Scripturi, dacă trupul este mare, sufletul este o mare sau cum e? Băgat în el. Adică au aceleași forme? Că am mai citit niște chestii? Și că arătăm cam ca acum, numai că avem cam transparență așa. Dar ce că ne cunoaștem, cu neapopii că ne cunoaștem. Ne popică ei, când am plecat, noi... Bă, dar-i dă, mă, asta, mă! Ia uite, bă, frate! Bă, ce se întâmplă, mă, doctor, aici? Ai invadat babuști? Deci e cea mai tare, bă! Eu ți-am zis să nu pleci la... ora asta, că... acum dai lovitura. Și mă duc de seară să fac o mămăligă cu pește. Și cu mușdei, cu 3 grăunți de mușdei. Usturoi. Păcat că nu mai am vin, dar dacă luam ăla, luam 2 sticle de la OZN-ul de vin. Am uitat să iau card, am pus niște filme și-l luat. Să uite și el când e la bătrânețe. Să vadă ce mai făcea la tinerețe. Ai fost pe aici? Unde? OZN-ul? Nu, n-a fost pe aici, n-a vrut să meargă. El ne trimite pe noi să consumăm noi banii și cu... N-au fost. Ăla OZN-ul? Nu, păi da, dar n-a fost la pește, el mai vine cu mine, da. Cum
Păi nu știu că... Și că nu-i merge circulația bine, joacă table cu nevasta. Ce dracu m-am ajuns să joc table când mănâncă peștele și... La bătrânețe asta m-am joc table. Și sănătatea vine prin sportul ăsta care facem noi aceste miști. Mesana in corpore sana, a? Da. El dacă stă toată ziua în șezul acolo să joace la gărgărițe, vine seara aia să culcă. Ce domne, am probleme cu inima, nu mai... Suflu, nu mai răsuflu. Păi ce să mai răsufli, bă, tu nu vezi că nu mai... Mamă, nea popică, e ceva incredibil. Lucrarea dracu, a? Ia uite, bă, nea popică. Era să iau trei cu două cărlige. Doamne, așa s-a simțit. Am văzut de la și-a dat drumul de la... De ceva magie acum, fii atent. Domnul e cu noi, fii atent. Marfa, cum vine marfa, nea popică. Deci nu plec până se întunecă. Poate să supere soacra până când s-o supra. Plăcerea cea mai mare e la ora asta, nu ziua la amiază când bate soarele și nu mănâncă peștele. Gata, da. Acu când tragem plăcerea. Ziceau ăștia, zice, domne, zice, dacă nu tragem noi ne plictisim, păi ce credeți, bă, că